Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog Uleanu pe canalul ăsta. O nouă partidă pe lacul Tâncăbești 2. Și vreau să vă zic în felul următor. Ăsta e un vlog interesant, trebuie să vă uitați la el, deoarece capul meu a zis așa: bă, vreau să vin în fața comunității mele cu un vlog de pescuit, că le place mult când mă duc la pește. Pe lângă că avem scule noi, avem și un challenge nou, și anume nu plec de pe baltă până nu bat recordul la ten. Recordul meu în momentul de față este, eu mă duc după ten, eu mă duc după torpile, astăzi sunt full focus pe torpile, toate zilele sunt full focus pe torpile, dacă intri și crap, o să intri și crap. Recordul meu la cteno, la ten, la torpilă, așa sunt cei trei termeni pe care îi folosesc, este, atenție, pe lacul Tâncăbești 1, de numai puțin 17 kg, 300 și un pic de grame, după ce am luat tara la sling, da? Deci, vedeți aici undeva. Care este recordul meu? Însă, ținând cont că noi dăm pe lacul Tâncăbești 2, adică nu suntem pe lacul Tâncăbești 1, și pentru cine nu știe diferența dintre lacul Tâncăbești 2 și Tâncăbești 1, căutați un pic online și o să vedeți. Pe scurt, ăla e un lac de competiție, ăsta e un lac pentru toată lumea, adică toată lumea poate să vină aici. M-am mai întrebat oameni despre lacul ăsta, dacă vreți vă răspund cu mare drag la orice fel de întrebare. Pot să vă zic rapid câteva chestii, și anume este 95 de lei 12 ore fără reținere, dacă vrei să iei pește 30 de lei kilogramul, dacă vrei să ți-l plătești, 24 de ore echivalentul a 180 de lei invers, da? 180 de lei pe 24 de ore, la fel fără reține, dacă vrei să ții pește, poți să ți-l plătești. Sunt pe lacul Tâncăbești 2 și astăzi e o partidă interesantă, pentru că nu țin minte când am fost ultima oară singur la pescuit, sunt singur. Sunt solo, vedeți aici că am și jucărie nouă, un GoPro, și sper să vă placă că o să filmez foarte mult din POV. Și acum urmează cea mai grea parte, de fapt cea mai puțin grea parte, pentru că mă apuc să desfac toate sculele, tot ce am. Am scule noi, dar aproape tot echipamentul este nou. Și cea mai grea parte, că v-am zis la început, este momentul când strângi. Acum am și o întrebare pentru comunitatea mea. Care vi se pare cea mai grea parte a pescuitului? Când ajungi la partidă, când începi partida și apuci să te apuci de toate nebunile, să desfaci, să faci sau nu știu ce, sau când pleci și strângi toate sculele. Să-mi spuneți voi în comentarii acolo care vi se pare vouă cea mai grea parte, aici în inimă. Pe lângă toate asta, înainte să ne apucăm și o să vedeți cum de fac eu toate nebunile pe aici, am și o rugăminte la voi. Familia mea de coinaci, noi care ne-am distrat atâta timp și o să ne distrăm în continuare, rupeți butonul de like, că vreau să rupem un pic. Să ridicăm like-urile astea în sus, pentru că putem și noi, chiar dacă nu vă zic mereu. Haideți să dăm și noi un like împreună, să facem și noi multe, multe like-uri și subscribe pentru cine e pentru prima oară pe acest canal. Hai să aflați și povestea tricoului. Tricoul pe care îl port este provocarea comunității mele și totodată susținerea lor și le mulțumesc din suflet. Dar fără de bucuriu ăsta care a zis că el mă susține, hai că el cu o singură condiție, că vrea și el pe tricoul meu, dar el a vrut cu ăsta în piept. Da, am pus pe piscarul ăsta, nici nu știu de unde dracu e ăsta, că e vreo poză cu el, dar cine știe. Numele lui, și pe spate i-am păcirea pui. Mai avem loc, oricum, e primul model. O să mut doi oameni de pe spate, o să încerc să-i pun pe față pe aici. Sper că s-a auzit ok, că am lăsat ăsta jos și nu mai filmez iar. Data trecută am avut un pic de probleme cu cortul, l-am pus exact acolo pe mal, unde pescuiam, la 3-4 metri de lansete. Dimineața, mai sus de 7:30-8, nu puteam să dorm, nu că aș avea de voi acum, dar mă gândesc că poate am o noapte cu activitate până la 5-6 și o să-mi iau și eu niște timp și o să vreau să dorm undeva de la 6 până la 10 și automat încerc să fentez un pic soarele lăsat, deși oricum cred că n-am nicio șansă, și am luat hotărârea să pun sub acest copac. Data trecută am avut fix unde e semnul cu B9, le-am avut în dreapta băgate, dar de data asta cred că o să se dau un pic mai în stânga,
chiar dacă o să mă arunc eu cu ele spre dreapta, o să mă bag mai în stânga aici și automat vreau să fiu un pic mai liber aici, să stau și când e nevoie să mă duc la cort, să mă duc la cort, să nu mai fiu așa în grămă, de parcă vreau niște spațiu. Mi-am luat un scaun nou astăzi. Pentru cine n-a văzut deja, am postat un vlog, îl aveți pe canal, am cheltuit 1000 de euro pe scule de pescuit, îl găsiți pe canal, va apare și pe sus pe aici, dar îl pun eu și în descriere. Vedeți acolo cu preț și tot ce mi-am cumpărat. Ăsta este un scaun, astăzi l-am luat, fix când filmez eu, un scaun de la Mivardi. Sounds good, baby. Eu de obicei la pescuit am început, mi-am făcut research-ul, să zic așa, și am început să evit chestiile din plastic, da? Așa, hai să vedem ce sistem are nenicu. Deci pare că e aici, aici și aici. Nu prea îmi place cu gunoaie pe baltă, sincer. Mi-am luat scaunul pentru că eu aveam un pat pe care l-am luat și îl foloseam și pe poză scaun și poți să-l folosești, da? Dar am zis că bă, patul e pat, îl las în cort. Nu e foarte mare, dar nici foarte mic. Mi-ar fi plăcut să aibă o chestie de băut, de pus băutura lângă. Este extensibil, apeși pe chestia asta și se ridică picioarele. De la Hakuyo avem un ropod. Sunt un pic dezamăgit la ropodul ăsta, deci nu l-am folosit niciodată. Sunt dezamăgit de ideea că nu am găsit ce am vrut eu, însă eu am vrut un ropod cu 3 posturi. 2, 4, 5 are asta. Da, mi-ar fi plăcut de 3 posturi. Deci am 2 lansete, pescuiesc cu 3 lansete astăzi. Cred că nu mi-a dat chestii de alea care să țină lanseta în spate. Nu văd în cutie. Not a good start. Uite, nici nu. Când ești un pescar cu experiență, știi multe. Eu nu m-am gândit acum neapărat. Poate fac rost de niște chestii de-astea. Asta e un scaunel micuț, că mai vine vlădus pe la noi. O să-l vedeți pe el pe vlog. Un scaunel micuț pe care l-am de mult timp. Astăzi, fix azi, am achiziționat. Pentru că vreau să facem din ce în ce mai calitative vlogurile. Mi se pare normal să mai cântărim și noi peștii, iar eu nu prea cântăream. Așa că astăzi am luat un tripod din acesta, tripod tată, pentru a agăța slingul cu cântarul să cântărim peștele. În răsucire scoatem, ajungem la aceeași distanță. Ăsta mai trebuie puțin. Avem și un cântar, ceva no-name, da. Aici două brațe de astea ca să ții de el. Când o să vină peștele, putem să-l cântărim direct. Bine, slingul nu o să-l las aici. Eu l-am pus direct în salteaua de primire. Aici avem un, de la Carp Spirit, un micioc. Aici cred că o să intru un pic în polemica pescuitului și îmi spuneți voi tot așa prin comentarii. Bă, am văzut că unii nu fac, frate, miciocul de prima oară, nu-l bagă în apă, nu știu cum e, știi? Adică este o superstiție din ce am înțeles eu. Dar mi-am luat mincioc, mâncava și gura voastră, că n-am avut. Mi-am luat mincioc de îl iau pe nicurață lejer. Ok. Deci tu nu ești bine, acum ești bine. Bun. Se bagă pe tensiune, se bagă pe, zici că e pe 2.20. Așa la tot. Ăsta e minciocul. E baro, baro, baro. A? Nu scapă nimica din asta. Și are chestia asta, de v-am zis aici. Îl vedeți? Iar în apă când primește peștele, ca să nu s-agațe de mal sau de ceva. Și acum noile lansete. Cu husă, tată, cu tot ce trebuie. Vedeți? Nu pot să vin la pește să nu iau pe albăstrica, deși poate nu o să dau cu ea. Aș vrea să încerc pe parcursul partidei o chestie nouă. Să-i pun și eu. Albăstrica este lanseta iubitei mele, Irine. Și e o lansetă de spinning. Și aș vrea să arunc și eu cu ea la spinning, că știu că e fix aici, lângă mine, pe B10, e doar de spinning. Asta nu avem treabă cu ea azi. The number one, big boss. A fost la o ședință de casting cu Mihai Perianu, campionul nostru, te salut Mihai dacă vezi vlogul.
și le-a legat el cu niște noduri de-astea pătrundești. Iar eu o să pescuiesc cu două de-astea noi, carteam. Însă voi pescui și cu una veche. Și anume cu Shimano Velocity-urile pe care le aveam eu. Da. Tribal. Aulu. Tot începutul de vlog l-am filmat fără focus, pentru că am uitat camera ca și când o foloseam pe live-uri și acolo îmi arată niște de-astea pe ecran și trebuie să-i pun manual focus. Astea sunt bețele Shimano, Tribal, da, Velocity. Și mă gândesc să le vând. Așa, iar pe Shimano ăsta punem Ultegra XTR 14.000. Bă, mie îmi plac mult, sincer, dar hai să vedem cum se comportă noile Daiwa. Așa, și o să-i pun eu înaintaș și la această lansetă. Pentru că am învățat să leg firul înaintaș și am învățat de ce e bine să folosești înaintaș. Doar o mulinetă mai am. Așa. Bun, asta o băgăm în cord. Un gândac. Până una alta. Facem niște nadă. În materie de nadă, m-au întrebat și băieții care au fost după ce am fost eu la partida de ten cu ce am dat, le-am dat și lor rețeta și au luat și ei. Chiar dacă este nadă pentru momitor, mie îmi place să o sitez după ce o metez. Bun. Bă, am devenit obsedat, sincer, de, nu de berică, mă, de curățenie, frate, să fie curat. Swingerii și cu avertizorii, la setul de avertizori. Găsiți toate informațiile în clipul de pe canalul meu. De la Mojo sunt, așa arată senzorii, așa arată stația. Afel, stație care merge pe baterii mici. Și ce bine că am luat eu de alea mici, pentru că eu vreau să iau numai de alea mari. Baterii extra live 9V. Pă, sincer, nu prea par trainici prinderile astea. Bă, a, să scoate afară, mă, doamne, bă, ce prost sunt. Ce vrem, mă, dacă-s de la țară și n-am avut, stai să-l desfac și pe ăla altul iar. Merge tare prost plasticul ăsta, mă, frate. Bine că am luat, din instinct, am luat și alte de-astea, pentru că eu aveam impresia că îmi trebuie de alea de ceas pe vechi, de alea normale, dar astea sunt triplu avăd. Și era să o bag pe mânecă, că nu mergea stația. N-aveam la mine dacă nu luam. S-au conectat automat. Swingerii. Mi-am tăiat unghiile înainte să vin la pește pentru a nu mai depozita negreală sub unghi. Bun. Perfect, 1. Ce nu-mi place mie e că a început să bată vântul destul de tare. Hai mă, că mi-a ieșit și mine data asta. Bun. Ne apucăm să-i dăm o primă sită. O sită. Urmează să vină și prietenul meu Saiu aici, care mă ajută mereu în căieșul ochiului. Să-i dă arunca și la el un ochi pe canal, oricând Saiu videografii sau jurnal de pescar pe TikTok. Care a zis să mă scoată din mocirla asta de neștiind de nimic. Bine, trebuie și să-ți dorești. Și a zis, hai bă, conacule, bă, vină, bă, să facem treaba, bă, să mă ducă peste tot, pe acolo, pe acolo, pe acolo. Bă, da, ia uitați-vă, mă, era să dau în ea. De la bastrică treaba, știi ce zic?
nu-l iau, dacă nu pleacă sus, nu-l iau neam. Vezi, acolo. Vezi, am început data trecută cu două plătici, așa, una după alta. Oh. Eu numai cu baftă eu. Cum făceai când l-ai pierdut? Lăsați-mă, domne, lăsați-mă, că mie nu-mi place să-mi zică lumea din spate. Vezi? Lasă-l, când se ridică în sus, atunci îl iau. Până atunci... Nu, 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 nu. Am impresia că mi-intre plătică sau e ceva mic. Că mie nu-mi place cum... Nu-mi place cum trage, că mi-a mai tras la fel și nu-l înțep. Că dacă s-o scot acum cu grătarul pregătit... Înțelegeți? N-a fost. Da, nu e. Știți cum pleacă. Eu sunt cu bambinele. Aaa, frumos! Am o parte de grătar cam până aici, toată partea din stânga, pe care am lăsat-o, v-am zis, fără jar. Și acolo mi le las ca să mai stau un pic călduțe. Am mâncat jumătate pastra, mă, nu vă mai zic. M-am apucat de ea. Bă, să nu scot pe aia din stânga, că eu cred că am o agățătură în stânga. Da, da, e peste stânga mea. Money, money. Bă, ce naiba, mă? E mic, ce se întâmplă? Bă, da, sunt peste ea sau sub ea? Că nu-mi dau seama de dreapta, mă, frate. Și acum e testul suprem, chat. Nu știu dacă se vede bine sau dacă nu se vede, dar încerc să-mi dau seama unde o am pusă, dar văd dacă pot să mă duc în dreapta ca să nu iau pasta la altă. Da. Nu mă grăbesc. Da, mă, dar să bagă peste ea. N-are nimic, acolo desfac. Asta stânga, știi, aveam o impresie că am dat un pic peste asta din mijloc, dar... Mamă... Da, bă, e ten. E ten că-l... Aolo, fătu-ți gura, măti, dar cum te-ai fi dat eu pe tine asta? Bă, da, ten, că trage de ea. Primul pește, hai să-l vedem dacă îl aducem pe mal. Nu e ten, mă, e crăpușor, mă. Merge, mă, tată, n-are nimic. Eu am zis că e ten, că prea-mi trăgea de ea. Job done, am adus primul pește. Asta contează. Crăpușor, chat, imediat vă arăt și vouă. Hai să vedem și pe voi, nu? Haide, mă, micule. Stinge la antena sau pune-o pe el? Așa o pun. Me gusta. Bă, totuși, pentru clipul meu trebuie să-l pun în cântar. Că vreau să văd câte chile de pește o să iau până la final. Trebuie să iei tare la sing. O iau și după, nu? Deci cu totul 4 chile 62, da? 2,6. Adică minus slingul? 2,6,3, pe acolo, că e slingul. Maxim 3 kg, da. Băi, mamă. Băi, mamă. A, nu-mi place, l-ai băgat în gură și l-ai scuipat. Mie nu-mi place așa ceva. Mie nu-mi place. Dacă tot i-am dat drumul la asta, salutați și voi aici, YouTube.
Hai, dați un salut pentru YouTube, vreau să vă salut YouTube, salut YouTube. Mă văd pe vlog, sunt pe vlog, salut mamă, te pup tată. Noroc vecine, băgați aici un salut, hai. Hai să vă stau, așa, ia, ia să vedem, ia. Da mă, da. Da mă, da. Mi-a tras o lansetă, da. Aia din stânga, maxim. Pe bag. Descalibreșul ăsta. Parcă mi-a mai tras o lansetă. Eu mă uit să fie bine. Deci este ceasul 4:48 dimineața. Am aprins o țigară. Am moțit 20 de minute, am adormit 20 de minute, am adormit, ca să știți chat. Și cred că este prima mea captură pe beguri făcute. Pentru cine n-a văzut, am postat niște clipuri pe TikTok. Adormisem și eu un pic. Am adormit 20 de minute, după care m-am trezit, mi-am pus ceva pe YouTube. Mi-a țăcănit-o de vreo 2-3 ori, înseamnă că a dat randament begul. Și am zis să mai stau așa. Și chiar voiam, nu mai știu ce am vrut să vin să fac. Am vrut să ies din cort. Bă, și când să ies din cort, ce credeți? Direct, uite, cortul meu e acolo. Și când să ies din cort, direct, a plecat asta. Dar eu zic că e tot cărbcan. Sau poate cine știe, vine vreun ten, trage și asta de... Oh, oh. E bine că mai am un bec să-l mai arunc. Al doilea pește, hai să vedem dacă reușim să-l aducem pe mal. Vezi că a tras el un pic de ea, nu e fraier. Uite cum stă vârful. Prea frumos sentiment. Nu vreau să trag nici tare de el, dar nici nu vreau să stau 5 ani în drept, măcar să-i dau niște aer. Bă, vezi că trage de ea, dar acum așa trage și ăla de mai devreme. Hai băiete, hai pe mar. Hai sus, tată. Mărăvaș un pic, lăsăm. Ten să fie, mă. Ia să vedem. Da, mă, tată, mă. Urcă sus, mă. Bă, ce trage, mă. Mare nu e, eu zic că e un pic mai mare ce ca ăla. Oh. L-am luat, mă, tată. Trebuie să mai urinăm un pic. L-am luat sau? Da, e aici. Hai să-l vedem. Opa, așa. Stai că bag lanseta în bălării. Ui. Un pic mai mare ca ala.
Ia să vedem unde e înțepat. Ia uite bă, rigul meu, bă. Bă, băiatule, bă. Pe beg. Da? Așa, odată. Hai să scoatem un ciocul de aici. Uf. Hai să vedem, pentru că ne-am propus să cântărim tot peștele. Hai să vedem. Hai să vedem. 5 kg 11. 5,11 cu totul. 5 kg și 11 cu tot cu sling. I-am dat tot. I-am dat să fie liniștit. Nu prea mă descurc eu atât de bine cu slingul ăsta, dar învăț eu. Haide, bă. Haide, pup. Să aduci pe la mare. Hai să cântărim și slingul ăsta. Ia să vedem, băi. Cât are slingul ud? Slingul ud are 1,87. Care tot să tot scurge apă din el. Și dacă tot suntem în postura asta, deși mi-a tras și dreapta, dreapta că pe care am băgat-o fix în aproape de mal, am aruncat cu ea. Hai să schimbăm bag-ul, nu? De data asta am un bag pe care mi l-a dat un prieten al meu de la Diamond Fish, de băiatul la Râma Veselă. Asta e bag-ul și mi-a zis să am încredere în el. Așa că dacă nici la 5 dimineața n-am încredere în tine, când s-a întat. Și acum îl băgăm și îl aruncăm. Să sperăm când îl scoatem că o să fie cu pește. Și un degetar ăsta. Și o să facem o aruncare. Ce trebuie. Pentru mine e foarte ok acolo. Uite, stați asta, bam, bam. Deci verde, verde. Ăla-i pus, ăla-i pus. Toate spus. Mamă, de-abia țipisem și am pește iar. Încă un pește la bag. La bagul ăla de pelete. Grandeza mi l-a dat prietenul meu de la Diamond. Să vedem. Mamă, ce adormisem.
Bă, ce trage și asta de ea. Haide-mă, vină sus. Primul ten, tată, primul ten, mă. Da, mă, da. Este, mă. Da, mă, da. Ia uite, bă, băiatule, să sară din minciori, ești nebun. Mamă. Oh. Și avem primul ten al partidei. Oh. Ah. Mamă. Hai să-l vedem, tata. Ia uite, mă, sări singur înapoi în micior. Stai, mă, tata. Bă, nu e după ce ne-am dus noi, dar e un exemplar frumos. Să-i dăm și un pic de pică. Îl spălăm și pe el. Un exemplar frumos. Să-l și cântărim. Nu facem. Și problema e că m-am luat durerea de burtă și trebuie să mă duc la baie. Mă cac pe mine. Și mă cac rău. Ia uite, mă, tata. Da, mă, da. Dar zice care 7,660 kg. Adică minus 2 kg, 5,600 kg. Un exemplar de 5,600 kg. Stai, mă, tată. Trebuie să ne mișcăm repede cu tenul. Așa că îi dăm antiseptic. Și l-am lăsat să plece. Ia vreau tu mai încoace.
minut un cocic. Da, tată. Aude cum te face tata. Hai și tu un pic, că pe partea asta altă te-ai înțepat, aia zic. Haide, bă, revinuți. Opa! Și-a plecat. La 6 dimineața, la aproape, zic eu, de la ora 10 noaptea, cu totul, după vreo 8 ore de pescuit ca lumea, a intrat primul ten. 5,6 kg, da? Adică, suntem pe drumul cel bun, urmează 7 kg, 10 kg, 15 kg. Scopul nostru e 15 plus. Băi, este numai puțin de 6:57 dimineața, da? E bibicul meu. 7 dimineața. Teoretic, în 10 minute ar trebui să iau pește. Am mai luat de la recepție niște porumb. Practic, doar porumb de la clasic fermentat care pute un puțin. Teoretic și practic azi începe prima zi, doar că am avut așa un pic de gândire, am băut o cafea dimineață, dar nu mi-afectează mie prea mult. Am avut o întâlnire de gradul 1 cu toaleta, am barigadat acolo cu un scaun înăuntru. Ideea e în felul următor, stai să nu mai țin mâna. Practic acum începe a doua zi dimineață. Am avut de ales între a băga spombul și a-i da de mâncare acum ca lumea. Dar, din ce știu eu, el nu prea a mâncat pe zi. Dimineața mai trage un pic și pe zi nu prea trage. Așa că am luat decizia, dar mă pune un pic în pătuțul ăsta să dorm 2-3 ore, că nu dorm mai mult, și să mă trezesc. Că acum văd că nu e nici soare și încă pot să adorm, pe zi o să fie soare, să mă trezesc și să mă apuc de treabă. Și să ne pregătim ușor, ușor, să-i dau undeva la vreo, zic eu, 7 kg spre 10 kg de nadă. Exact atâta vreau să dau, să nădesc. Însă am o dilemă mare. Mi-au mers begurile. Iar eu pentru beguri, mamă, este soarele, iar eu pentru beguri mai am încă 6 plumbi cu ce am avut eu, zic eu, 12 beguri odată pot să fac. Dacă au mers begurile, mai dau și pe beguri, îți dai seama. Ce îmi place foarte mult la beg, pentru cine nu știe begul din PVA, este că l-ai făcut dinainte și nu mai absolut nicio treabă, frate. Chiar dacă unul noaptea, două noaptea, doar l-ai pus un pic pe, doar l-ai pus pe fir, ai băgat degetarul, ai aruncat, ai pus-o pe senzor, Dumnezeu, cu mine. Na. Acum vreau să vă arăt și view-ul meu și să vă zic, să-mi zic mie noapte bună. Vă o vizionare plăcută în continuare. Dacă n-ați dat like, să-l dați. Mă ajută super mult. Și uitați cum se vede din curtul meu. Ăsta e view-ul din curtul meu dimineața la ora... Da, îmi ies picioarele din ăsta, să știți, pentru că stau prea pe spate. Ăsta este... Viu din cortul meu dimineața la ora 7. Să sperăm că Sorinel ăla de acolo nu se duce în sus și se duce așa, ca să nu-mi bată mie în cap. Morning. Am apucat să dorm de la vreo 7 și ceva până la vreo 10 și un pic, să tot fie suficient. Și acum ne facem tabietul și ne apucăm de treabă. Căldura asta infernală. Uai. Mergem până la recepție să luăm o cafea, să ne trezim un pic, că e greu. Apropo, pe vecinul meu de palier. Ai mai luat ceva, vecine? Eu vezi de ce m-am băgat la somn. 3 ore am dormit. Curate.
Hai să vezi să mă apuc acum să dau coale. Bă, Claudiule. Ah, vine la răcoare la Claudiu. Zi salut la live. Salut. Ești live? Nu. Te vezi? Da. Nu e live, e vlog. Nu, înțeles. Salutare vlogul. Nimic a de furat pe aici, am făcut. Nimic a de furat. O să facem aici, exact cum am făcut bag-urile astea, o să facem un mixer de înălțire și vă arăt și din ce-l facem. Ăsta a luat un pic de apă seara, așa că îl desfacem și e și ăla pe litcor. N-am știut eu să-l fac ca lume, e o ticta de stare. Îl desfacem, facem un mix de înălțire și mai facem niște bag-uri să le avem pregătite seara, că ați văzut că seara a fost guci-guci. Guci-fuci-muci. Și așa și vedeți ce am pus în el. Uite. Pac, pac, pac și devin de hac. Exact așa arată. Și pentru bag-urile astea eu folosesc Bagman Rage High Crack în ăsta, care e făcut special pentru așa ceva. Și totodată mai băgăm niște 20 base de asta, atracție, digestie, menținerea peștelui pe vad. Ceva vrăjeală. Crap care a spătică. Ceea ce era mai interesat decât crapul, dar aici, asta este pentru bebă. Și culmea. Culmea că aseară la bagul ăsta am intrat la două bag, la un bag. Crap. Deci nu sunt departe de adevăr. Ne pregătim nebunile astea. Mai mixăm un pic nada și dăm drumul să umplem bag-ul. Asta folosim pentru bag-uri, aici sunt bag-urile. Scos pat, păi nu ai cu pat, andaș. Astea sunt bag-urile. Ne folosim de o lingură. O să vedeți cum umplem bag-urile imediat. De fapt, fac niște bag-uri de astea, nu-i fare fel. Mă apuc și le treabă ceva. Te apuci de ce treabă ai? Am venit la studiu. Unde? Am căpat motorul de masiv. Dumnezeu? Dumnezeu, mă? Păi dacă prins să mă rămân, zici că ești dușman, ești rămân. Adică? E plecat de pe baltă seară. Am dus pe ăștia ca să-mi lega tot. Și nu spui, mă, nimic, că ești nebun, zic, bă, eu nu știu dacă mai ajung, ai zis că vii pe la mine. N-a fost așa vorba? Trebuie, da. Păi... Trebuia să revină peștele la frier. Le-a venit la șapte. La șapte, m-a venit. Șapte, la șapte, la șapte. Le-a venit nu a prea mers treaba asta, trebuie bucăți. Trebuie bucăți, da. Dar nici n-am nudiflat. Am stat pe spate așa.
Nu am mie, dar stai așa că ți-o dai mie. E că trebuie să fie pe masă, vă rog, uiteți. Nu-i băga un buzunar, poți să-l pui și pe masă acolo. Ia bun. Ia bun. Asta i-am pus un pic cam mult, dar nu are nimic. Mai scoate din el acolo. Am făcut cum l-am dat de sânge. Aproape. Unde ai plecat, bă, bul? Cam dur asta și nu prea am dormit. Prea îmi place mie cum arată el aici, mă, sus, dar e ok și ne apucăm de următor ca să le avem de seara. Așa, tată, 2, 4, 5, am făcut refilul ăștia 5 pe care am avut. Mai am 2 pregătiți și mai am de făcut, doar că nu-i facem acum. Dar ăștia avem pentru de seara, având 3 lansete. Cred că o să mai fac eu unul, o să mai leg o montură și o să mai am ca să am câte 2 pe fiecare lansetă. În caz că mai e nevoie și nu avem chef să înădim de seară, să avem bag-urile astea pregătite. Pe lângă astea mai avem încă vreo 10, o să vi le arăt în continuare pe clip. Și acum ne apucăm să dăm cu spumbul, că trebuie să dăm mâncare. Să vi-l arăt pe băiatul ăsta care a luat. Adu-l încoace pe saltea. A luat un șal meu. Un șal lău, băiatul. Nu mai vorbiți unul, că nu pot să vă bat pe toți. Ia, mă, ia. Ăsta nu-i șalom, ăsta e biban. Ăsta-i știucă, mă. Merlin. Dă, Doamne, și mie un pește, orice, ca să iau și la spinning. Să nu zic că n-am luat niciodată. Ai dat? Ha? Ai dat? Ce? Ai zis că n-ai luat niciodată? N-am dat niciodată. Ai zis că n-ai luat niciodată? Nici n-am luat, că nici n-am dat. Ai zis că n-ai dat.
Bă, stai că dau eu după cum mă duce capul pe mine. Cracă? Mamă, am luat o cracă, bă, băiat. Dar de ce a făcut așa? Ia ține Vlad în coace. Bine în coace. Ține la astea cam coace. Ține-o în spate mai mult. Așa. Aia mă duc să fac nada? Da. Du-te și dă-i niște apă. O mezești mâna, o agiți, o mezești mâna, o agiți. Și după aia o sitezi. Și unde o sitezi? În mâncă neapă? O mezești-o prima oară. Sitezi nada? Ce? Tu sitezi nada? Da. De ce nu? Ce? Pe Stânia. La pe Stânia, pe ce nu știu că nu. Am apucat să o plimb așa, pe la suprafață. Dar nu e pescuit pentru mine, mă. N-aș avea răbdare niciodată așa ceva. Ia, frate. Ia uitați-l pe pescarul lui Coi. Ia uitați-l. Jurnal de pescare. Asta acum scrie în oracol, gen. El e altceva. Ce faci? Tu? Ha? Facem aici treabă. Prindem pești. Băi, ai luat un singur pește. Dar de ce fac amândouă odată? A, nu. Sus cu ea, nu în jos, că eu nu trag niciodată. Hai sus, sus.
Hai sus cu ea. Nu, mă. Mai, ai, ai, ai. Crezi că e de la mare? Ba, nu știu. Câte ceasul, Vlad? Ceasul. Am camera pe mine. 3 jumate după amiaza? Da. E foarte rapidă, nu trebuie să tragi ca la Shimano de ea mult. Bă, teoretic, e bila mare, frate, ar trebui să intre ceva frumos acum, dar... Dacă e plătică, aruncă asta în apă. Și știi care e problema? Că se duce peste ăla și mi-a zis cineva că așa aș putea să-l dirigez. Nu? Și dacă vreau să trec pe sub asta, o bag pe, cu totul. Îmi dau seama așa că te să aducă mal. Dar nu e ce trebuie. Uite, mai trebuie la mugărița la, nu? Da, mă, nu cred. Și ce zic? Nu mai tot să dorm, ce pula mea, dorm. Ia auziți-i pe ăștia, dacă se poate fără organul genital, vă rog. Aaaa, futu-vă în gură. E pe deasupra, e pe deasupra. Merge, mă? Ce? Merge. Șmecherii prin pește, frate, să uită. Hai să-l văd aici, amal, să vezi ce le fac lui, adus-o tot restaurantul la mine. Mamă, ce dificilă e, pe bune dificilă până la asta. E mare, bă? Bă, trage de ea, sincer. Dar nu e mare deloc. E doar rău? Aha. Da. Nu e bine. Mama! Cât e? Cât e intră în masă? Să te ajut? Nu, mă, fratele meu, dar aș vrea să mă ajute copilul meu care e mâna mea. Aaa, nu mai vrei la nu mai vrei, gata. Fii atent aici, uite, are ăsta. Uite, bă, așa, păi, știi, așa trebuie să-l dai. Cu metrul meu, nu mai vorbi din spate, că tu n-ai luat, ai luat un pește, ești nebun? Lasă-l, mă, în pace. Stai, mă, bă, stai, mă, stai, mă. Ia, dă-mă coace. Bă, lăsați-mă, mă, cu novacul vostru, mâncați-și gura ta. Nu, mă, nu, lasă-mă că-l iau eu singur, că ați arătat singur, l-am scos. Că-mi simte minciogul, dă-l, Doamne, iartă-mă. Ce face? Lângă o mână. E greu, nicio. Șmecherii prin pește, alții filmează. Să mă ajute acum, nu? După ce l-am prins. Ia, mă, ajută-mă, hai. Îl iei așa. Și îl duci în unde? Acolo. Hai, frumos. Mi-a sus, 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 sus. Așa. Hai, băiatul meu. Ia, încule, vrei să faci poză cu peștele meu? Nu. Da, dar e mai mic ala de dimineață. Unde-i înțepa, mă, tata ăsta? În gură. Mamă, dar ce înțepat. Mi-a pus foarte.
Vezi că n-am mai fost în țepă. Nu știu tipul că n-am mai fost în țepă. O, mă, că și eu am putere, dă-te în gura, măti. Ce crezi că eu sunt fraier? Și măcar și pe la înțepă. Hai el. 3 kg jumate. Da, e ok. Găleata de apă, dacă e goală, dacă nu o arunci în apă și dai apă, se dă și de un glăsat de apă. Da, frate, hai. Gata, alu. Pentru că avem vlog, trebuie să-l cântărim. A, dă-și mie doamna cântare. Ia-mi cu. Lasă-l așa, nu-l mai scurt. Nu mă, că oricum știu cât are slingul, 1.80, dar i-am pus 2. De ce, nu, de ce faci? Vreau să-l dau să-l stea lipit. Bun, 604 minus 2, 4 kg. Stai așa. Bun. Ia. 604 minus sling, 4 kg și un pic. Ok? Din ăsta. Și acum cum fac ca să-i dau și-o drumul ca lumea? Cu slingul. Păi ții slingul mai din partea aia. Așa. Așa și îl lăfești de față. Pentru că să-l ții așa un pic până și... Mișcă-l față, frate. Așa. Așa. Ardo! Hai, tata! Ai intrat după patul când a dat casa, știți, băieți, respect candela. Mă bag la creaci. Va la creație. Creație. Și creație. Scot un gârgălac de la ca să dau gâl. Bă, dai mă cu spăică nebunul. Scot gârgălac, bă, lasă-mă. Te-ai dat seama ce-am făcut, nu? Da, da. Da? Stă, mă, tata. Da.
Ia zi. Ia zi. Ia zi. Da. Aia mâncare de bebeluș. Ha mă, învață-mă, vină cu ala. Că n-am dat niciodată așa. Hai vino coace. Deci desfac asta. Da? Am luat smecleul, da? Iar smecleul îl bag așa pe ăsta? Da. În mijlocul lui. Așa? De două ori. Bă, da, să nu-i iasă așa ușor. E bine așa. Așa. Și o arunc aici la 20 de metri. E în apă, da. Oricum mai mult nu pot. Să nu dai peste ale tale. Peste ale tale să nu dau. Bun. E bine? Bun, mi-am făcut. Asta e pentru somn, nu? Hai, las-o așa aici. Vezi cum pleacă asta. Nu scoate mă de acolo. Ascultă-mă ce spune. Nu scoate mă, dar să vezi cum pleacă. Auzi, el, am nevoie de crăcan. Am nevoie de crăcan. Tată-s român. Unde pot să pun colier, le cu sârmă. Ai văzut, mă, ce am făcut? Ai dat la somn, da. Am dat la somn, nu? Păi. Dar și cum am prins la... Am făcut gaură, am udat pământul și am făcut gaură. Auto cu asta. Perfect. Ești chip să vorbi. Ah. Băi, eu nu știu de unde la pește, dar eu trebuie să mă distrez. Trebuie să mănânc. Trebuie să am un vibe bun, că altfel nu vine peștele la mine, tată. Și automat am luat de la restaurant aici. V-am spus că unul dintre motivele pentru care pescuiesc aici e că am restaurantul lângă. Am mai luat unele chestii, dar acum nu vi le-am arătat, dar astea sunt cele mai bune icrele pe care le-am mâncat eu în viața mea. Pui icrele astea așa, în baritongulă, îi faci așa la asta, ai luat. Avem și niște zăniuță de asta tăiată de mine, am mâncat-o de acasă, pâinică, asta le-a adus la eu. Și așteptăm meciul cu România, că e astăzi. Marți, în cât suntem? În 26? Că se filmează vlogul ăsta, 26 iunie. Miercuri. Miercuri 26 iunie. Bă, da, s-a dus peste. Da, mă. A, înseamnă că dau cu asta aproape, mă, din stânga. Și acum, fii atent aici. Devii pro-filmator. Te duci un pic pe fața lui ăsta care plânge, dar nu are niciun pește din stânga mea. Uită-te la el. Așa, dă-i pe el, dă-i pe el, du-te fără frică, că răspund eu, e bate pe amândoi. Așa, ia uite-l cum se scarpină în barbă. Gata, l-ai luat. Acum te uiți iar pe mine că sunt în drill. Îi dau și pentru filmare un pic de cablu. How? Îi dai un pic de zoom și pe altul dacă vrei. Ia uite-l, ia uite-l. Uite-l cum stă, ia uite șaorul, cu mâna în falc. Ca la păcănele, pe de-aia nu e nimic. Bă, bă, cât e asta, bă? Bă, frate, unde-i firul, mă? Ah, aici. Bă, nu, mă!
Da, bă, că e o salonă de asta mică, lasă-mă și pe mine în pace. Pune și-mi la pe ăla. Nu, mă, frate. Că ăsta nu-i de la mic de ei, tu. Ăsta-i tenos. Hai. Uite și tu cât timp l-ai avut și nu vrei tu să-l iei. Ce ți-ai mai fă, bă, să ai ăla? Hai, mă, lasă, nu te mai uita așa că-l dă ochi. Uitați-vă față pe el. Power. Baftă, nu? Gen. Mulțumesc, frate. Ești un prieten pe cinste. Bă, ăsta cred că e mai mare, mă. Ia vezi, mă, unde e. Hai, dă-i un pic de zoom. Cum e înțepat ăsta? Salutare, prieten pescară, bă, pup. Cum e înțepat ăsta? Pe mijloc, în buza de jos, mă? Ai făcut bine, zic. Mă rog că mi l-a dat un băiat. Ia să vedem, bă. Hai să scoatem asta. Să lăsăm aici. Când fac de-astea, nu ai nevoie să mă filmezi pe mine, poți să filmezi peștele. Că nu ai ce să vezi, gen. Ia să-l vedem pe ăsta, mă, băieți. Mamă, poate bagă ăsta o caradă în gură. Da, mă, da. Ia să-i dăm un pic cu apă. Cum e, mă? Te uiți în ăla, să fie pe mijloc mereu, da? Cum e, mă, tata ăsta? Și acum te fac multimedia. Hai, dă-i rec. N-a început încă bine meciul cu România. Mă, băiatule, ia stai tu așa. Da, mă, da. Deja știm cât are slingul. Îi dai zoom pe ăsta, da? Da. Dai așa, să vadă clar exact cât are. Nu, aici îi dai. Păi nu tragi tu de el, că nu e bine. Vlad, Vlad, păi oricine vede mâna pe el zice că nu e bine. Dacă îl face așa, tu faci așa. Aha. Păi și te duci cu camera să vezi. Cât are, mă? 8.36. 8.36, da? Minus lingul, care e 2 kg, dar l-am pus, e 1.86. 6 kg, 400. Deci, a trecut peste ăla de dimineață. Hai! Hai spre 8 kg și după aia spre 15. Ah. Hai să dăm repede niște nebunie. Ah. Ce? Hai să le liberăm. Haide, bă. Vreau pe tactul. Și-a plecat. Trei teni, doi crapi. Andale. Hai să vezi ce fac gura așa mici. Ia veniți toți trei încoace. Să nu vă mai certați între voi, da? Nu, nu. Deci v-ați certat. Ia vino, bă, și tu încoa. Vino încoace. Să nu vă mai certați. Da. Fiți atenți aici. Fiecare cât un băț. Da. Dacă veniți la mine cu un pește de 6 kg plus, aveți 50 de lei. Primul care vine, 50 de lei. Nu știu, frate. Deci fiți atenți. Este ceasul 17:38, da? Da. Până la 8, nu mai s-a dat pescuit? Ba da. Ba da. Până la 18:38, o oră în cap. Dacă vine primul care vine cu un crap, salon, ten, orice, 6 kg plus pe cântărite. Dacă are, 50 de lei. Merge? Merge.
Eu, din păcate, nu mă stau la pește. Tu, atunci ăștia doi, da? Competiție. Hai, frumos, să vă văd. Hai, tată. Hai. Dar nu știu, dacă îl găsesc aici și l-am luat? Iar, mă, nu știu, care ai ajuns cu peștele la mine, dar să nu-l ai deja în juvelnic. Nu le-am, n-am nimic cu peștele. Ia, dă să văd juvelnicul, ia, hai. Așa, unde e ăla la altul? Ia. Și tu unde e juvenilicul tău? N-aram. Bun, deci primul dintre voi doi care vine cu 6 kg plus 50 de lei, da? Da. Baft. Hai. Nitro. Nitro, că m-am dus să plătesc nota la restaurant. Și m-a strigat ăsta că mi-a tras la țeta. Vai, mă. Dacă m-am chemat degeaba, ne urăsc. Zi, bă! Ha? Făcut concurs cu ea, amici. Aia te-am arăcat ultima oară. Aia e, mă, că am mutat-o dreapta. Hai, mamă. Ce ai făcut, Iangule? S-a agățat, mă. L-ai agățat. Da. Frate, mi-ai făcut manevră. Aștia mici lucrează împreună. Păi, mai bine? Da, uite. Le-a scos, le-ați băgat iar, a? Ce ziceți? E luat ceva sau? Da? Ia să vedem cât s-au dus. S-au dus aproape 10 minute. Ne pui pe vlog? Normal. Dar v-am zis, până la 18:38, da? Da. Ați venit. Care vine cu pește primește 50 de lei. Da. Voi ați făcut echipa acum? Normal. Și, a? Nu, el și-a nădit. Eu m-am nădit acolo și-a dus acolo. Cel mai bine e să lucrezi în echipă, decât să ai șansa la 50 de lei să nu iei nimic. Mai bine e 25 de lei la sigur. Dar v-am zis 6 kg. Hai că oricum ați luat mai devreme, de cât ai luat? De 3 kg. Ce 3 kg, mă, n-ai zis că ai luat de 14? A luat crapola și am luat un somn. Am luat un somn de 6 kg. Nu contează ce pește e, 6 kg dacă are, veniți cu el la mine. Hai că vorbesc eu, să vă lase până fără 20, da? Hai. Păi? Păi nu mergea vesenea și nu mai tras. Păi și gata pariu? Păi nu. Paolo, lasă că data viitoare facem. Când mai veniți? Nu știu. Da? Nu știi deloc? Aia era șansa voastră, bă. Hai, n-are nimic, să nu vă mai certați între voi. Păi nu ne certam, noi doi nu suntem. Nu suntem. Sunteți prieteni? Da, suntem verișori. Verișori? Păi cine s-a certat acolo pe bar? Se ceartă aia trei, erau trei acolo care se certau. Au plecat? Au plecat. Ai luat mai mult pește ei ca voi? Nu. Voi mai bun. Bravo, bă. Hai, n-are nimic, data viitoare, da? Da. Hai, ne vedem pe vlog. Da, salut. Salut. Bă, e ceasul aproape 7, stăm să ceapă România. Și ăia micii, na, n-au mai tras, n-au mai vrut să mai tragă peștele. N-au câștigat pariul, dar lasă că-i găsesc eu pe baltă iar. Și noi acum așteptăm să înceapă România, eu zic că mai au un pește maxim jumătate de oră până la 7, vreo 6 jumate. Până la 7, 7 și 50, eu iau un pește. Surprinzător mi-a tras la ce n-am dat niciodată, dar am încercat la bile solubile. O să vedeți când o să scot următoarea și fac o montură, o să vă arăt și vouă. Pe vlăduțul meu l-am lăsat la spinning, nu știu să dea, dar învață și el. Ia-mi cu strânge, jurnal, n-a luat nimica. Eu sunt singurul care a prins. Am și contat patul la dănadă. Dar acum să vedem că trebuie să mai dăm pe la vreo 9-10 noapte, mai dăm spomburi. I-am dat undeva la vreo 4 kg de mâncare. N-am dat 7 jumate, cum am spus, că nu mai puteam de mână. Aia e. Acum așteptăm să mai luăm următorul pește, să înceapă România, să ne bucurăm, că eu zic că bate. Și
dăm cu spumbul și intrăm live. Să vadă lumea, să luăm pe live pește. Let's go! Hai România! Asta este tapul nostru. Zice că este un oraș românesc. Toate pobiți așteaptă meciul. Am fost în centrul orașului Vechi și am văzut câți români erau pe terasă. Câți români așteptau cu o frigurare acest meci. Vezi-le acolo, aia de zi, de somn acolo, o băgăm 3-2 acolo, dar mai pe seară, la pauza meciului mai exact. Hai România! Mamă! Hai, tata, să vedem. Bă, dar s-a dus peste asta, mă, cum e posibil? Să duce peste tine, ești nebun? Alo? Mă. Dai un pic așa că gata. Pe uite, mă, pe mine unde sunt. Ai și tu pește, mă? ce, mă? Iup. Mă da bani. Ai? Da. Să mor eu? Da, mă, da! Eu nu cred că t-ai dat aici 20 de metri, nici 20 de metri. Dublu drill, tată! Ia, mă, ia! Ai pe bune sau faci mișto? Ia, mă! Mamă, la mine e tenos? Îi luăm pe amândoi de același mincioc, încercăm? Da. Hai, să mor eu! Da. Mi-ai stricat speranțele. Hai, pune una pe miciocul ăla, ce faci? Tu! Păi eu nu, eu, puteți sunt în drill. Ce pescar sunt? Hai dă-mi coace că-l iau. Hai, las că ți-l iau eu. Mamă, nu. Ia vezi. Ha, pats! Nu e mai mare, mă, ca ala. Ia uite, bă, nervosul, bă, băiatule. E mai mare, mă? A intrat la aia, vezi cum i-am scurtat? Bă, dar urât face, mă, să mor eu. Da, îi cântăresc pe toți. Că îmi fac counter de ăla pe live. Pe live, pe vlog. Bă. Oh. Mamă. Dar nu e sânge, da, nu că... Bogdi, nu pui sânge pe live, pe vlog. De cum? Hai să-i dau cu un ștap. Să nu zică lumea că e prea multă apă, că dale, ha, oricum i-am pus lingul de 1,85 la 2 kg. Ba. 8,36 a avut-o cu slingă ăla. Au, mai mic, mai mic. 6,79. Bam. Bam. După aia face așa, bam. Trage și mie o poză cu el.
Cât a rămas la blocat? Ia vezi, 6,79? Deci 4,79 îl punem. 4,7 kg, 5 kg. Hai. Ai rupt-o. Dar de ce ai dat-o cu el? A sărit asta. Dar nu, ca s-a rupt cu muritorul. Te-ai băgat la creație. Ce să-ți fac acum? Haide, mă, tata. I-am dat cu ruj. Hai. Așa. Haide. Ai fost curaj. Haide. Leacă. Ce faci, mă, Veri? Bune, te-ai dilimandrit? Ha? Moment istoric pentru noi și îl prindem pe vlogul ăsta după ce am luat peștele ăsta. 0-0 Belgia. 0-0? Da. Ia uitați-vă. Bă, da, intrase la ea, mă. Intrase la ea. Bă, intrase la ten, la somn în cavă, aș vreau să. Ia uite cum face, mă. Bă, băiatule, bă. Dacă iau și somn, acolo e fiesta. Saio, tu mai cerea să-și taie degetul, s-a băgat la creație. Da, da, ăla e bonus. Păi... Hai bine! Vlad, ochi, ochi... Bă, trage de ea, mă, să mă rămasă. Nu, nu, camera, ochii pe ea voiam să zic. Las-o camera, că am eu GoPro-ul. Păi ia-i. Ia uitați-vă, mă, cum face asta. Ce-o fi, bă, frate? Și-a revenit aia? Da, păi a trebuit să-i dau restat. Dar acum s-a terminat. Lasă că auzim, lasă-i păi să-i auzim pe aia, lasă așa. Să fii cu ochii pe asta, Vlad. Da. Că face zâng-zâng de două ori. De ce nu se aude? Ce? Păi să aud din auzi cum a făcut, dar a făcut de două ori așa, tic, 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 tic. Bă, Vere, dacă tot sunt aici, hai să fac eu un rig de la pe fier de păr. La fel cum am făcut de la, să fac două alune tigrate. Nu? Hai să vedem. Ia să vedem, avem aici, da, că mai și până le-am pus. E că aici l-am băgat, am zis că nu trebuia. Un curve shank de ăsta de 6 bun? Da. Bun. Păi o am o pornită. Bune, dar ce trage cum vine încoace? Păi am mulinat o jumate. Nu eu că lua somnul până acum în gură de tot. Bă, Vere, ce trage de ea așa? Oare o scuipă, mă, o ia și o scuipă? Da, am văzut cum a căzut. Oricum are nada acolo. Nu, mai umectăm, că mi-a căzut nada de pe ea în timp ce anuncam. Uite-te la Saiu ce face ca să înveți, dacă te ajută el. Dacă nu, lasă că ți-arăt eu imediat. Bă, asta vrei să o folosești sau arunc? Aruncă. Bun, odată. Acum, hai să facem rigul ăsta. Cred că eu sunt cu camera pornită, da. Deci. Rigul. Te-ai bă, că nu mai știu cum drace.
Tu ai seama că în istoria noastră mai greșit decât o dată? Da, că a greșit decât o dată? Da, în optim, gen, la Europa. Cum eram, din exterior în interior. Uite, deci tu la Saiu ce face ca să vezi. Saiu, și dacă vreau să mi-l fac de la lung pentru două dalea, cum îl las? Îi fac eu așa din ochi? E, nu, frate. Prima oară, înainte să pui cârligul, pui bilele. Și acum la fel. Pui alea și după aia... Deci pun bilele, da? Bun. Da. Yes, boss. Trebuie să văd unde se duce, să nu se ducă peste alalt. Stai, bro, nu te grăbi. Are un... ăla l-ași prins acolo, l-ași prins. Când îl bagi în apă, se duce el singur. Aha, dar stai liniștit, stai acolo, că mai durează un pic. Vino încoace la mine, că nu îl aduc acolo, cu miciogul. Să știe. Da, mă, da. Da, mă, da. Că mi-a plecat mie ăsta zi, GoPro. Da, mă, dar nu mă chinui, mă, la fel, mă, te rog eu frumos. Ești pe mal. Stai de nu așa, că-l sperii. Nu așa. Nu, că e... Da, mă, da. Ce, bă, mâncați și... A, ten, mă, dar mic, mă. Ia vezi. Hai că-i dau apă. Mic, mă, ce... Nu l-ai luat, nu l-ai luat, nu l-ai luat, nu l-ai luat, acum l-ai luat. Bă, dar nu s-ar, bă, de 10 kg, nu vrea, bă, neam, bă, băiatule. Bă, mă, uite cât am mâncat din ea, mă. Tai, mă, futu-s gura, mă, mate. Da, mă, da. Da, mă, da. Vreau să nu cauși pe la set. Ce am asta în 4 kg. Frumos rădă tot, mă. Bun, hai să-l cântăresc, că nu am GoPro-ul pe mine, ca să pot să-mi fac eu treaba cu el. 4 kg, că știu cât are slingul, 1,85. 7,50 minus 2, pun 2 kg, 5 kg jumate. Nu sare, bă, băiatule, bă, nu sare, bă, nu vrea. Nu sare, bă. Oh! A? Ce, a revenit live-ul, mă? Sărim, bă, nu dăm în 10 kg la Vlad. Fiind a doua zi de baltă, am hotărât cu oamenii pe live, acolo e oamenii pe live, am hotărât să facem și noi un grătărel. Vă arătăm și noi repede ce ne-am pregătit, așa cum putem că, na. Uite, de exemplu, asta e o ceafă care nu s-a făcut încă. Asta e pastramă. Pastramă de... Oaie. Ați văzut ce am luat? Am făcut și primul nostru rig, hai să vă-l și arătăm. Primul meu rig, de fapt. Da, e și Vlăduț cu mine și
contribuie și el chiar dacă e moral. Așa arată primul meu rig făcut vreodată pe baltă, și anume primul rig făcut Snowman. Ziceți și mie părerea acolo despre, vă rog. Aude ce spre mititei, bă băiatule, bă. Aude-i, bă băiatule. Aude, asta-i pastrama. Ia. A tras fix acum, mă, cum v-am pus pe voi aici. Bă, vezi, bă, că a știut, bă? I-am mutat în poziția asta, mă, tată. Trebuie să văd și unde, unde se duce. Doar că o să trebuiască să trec chiar pe sub ele. Mie că se duce peste aia din dreapta. Ce asta? Nu știu că e salontă, că nebunesc. E salontă. A, ce asta mic asta, mă? E un crăpșcan, mă. Mamă, ce mic e. Deci babilii de porumb nu mi-e, nu mi-e gusta. Ah, haide bă, du-te acasă. Ce să facem cu asta? Ce să facem cu asta? Haide bă, du-te. Vaia, condios. Ah! Bă, fraților, e 4 dimineața, ziua 2. Noaptea 2, de fapt. Ziua 1, noaptea 2. Și ne-am băgat pe șlafăn. Amândoi. Și eu și cu nebunul ăsta de Vlad, care a rămas peste noapte. Și sincer, îmi doresc să nu tragă peștele. Sunt pregătit dacă e cu GoPro-ul. Am băgat și am pus un snowman pe lanseta din mijloc. Ne-am îmbrămprospătat. Da, nu știu, mă simt obosit așa, am dat ascuns pombul mult și de-aia. Dar aștept dimineața să mă trezesc, de-aia m-am și băgat la 4, zic, bă, dacă dorm pe la un 8, că începe căldura pe la un 8 și ceva, zici, un 9, maxim, maxim 10 pot să dormi în cort, maxim. Așa că să vedem. Noapte bună pentru noi, vizionare plăcută în continuare pentru voi.